interior a devenit preocuparea principală a multor tineri. Alin Ionescu s-a adaptat la noile cerințe de pe piață și a început să inventeze corpuri de iluminat din rumeguș. Am început făcând un fel de mic mobilier în apartamentul în care locuia. A fost inițial un hobby legat de activitățile de microtâmplărie dintr-o locuință. A început în propria bucătărie și într-un timp foarte scurt a descoperit combinația ideală pentru acest tip de lampă. Nu sunt 100% făcut din lemn și rumeguș. Rumegușul nu e un material omogen și identic. N-au aceeași granulație. Depinde foarte mult de felul în care aspiezi și în principiu de copacul din care aspiezi. Indiferent de model și culoare, becul este cea mai importantă piesă. Recomand doar becul cu lumină caldă. Asta înseamnă 2700 până la 3000 de Kelvin. Lămpile pe care le fac eu sunt lămpi de atmosferă care trebuie să te facă să te simți relaxat când vii seara acasă. După 2 săptămâni de așteptare, ne putem bucura de o lumină ambientală și un design unic la noi acasă.